Echipa caravanei STPT a poposit marți la Herculane, Orșova și Drobeta Turnu Severin, unde a discutat cu cei interesați și le-a oferit informații legate de posturile de conducător de bord, tramvai, autobuz, troleibuz disponibile în cadrul societății. Astăzi se află la Craiova, urmând a face oprire și în Filiaș pentru a duce vestea angajărilor în cadrul societății și a căuta oamenii potriviți pentru a se alătura echipei. Suntem nerăbdători să cunoaștem cât mai multe persoane interesate de meseria de conducător de bord în cadrul unui serviciu public local cu o tradiție de 155 de ani și de aceea mâine ne vom afla în Târgu Jiu. Scopul acestei campanii este de a reduce deficitul de personal de bord pentru a asigura o frecvență crescută pe toate liniile din oraș. Avem nevoie de aproximativ 150 de noi conducători de bord și căutăm oameni dedicați și pasionați care vor să facă o diferență în transportul public din Timișoara. Dacă ești interesat să faci parte din echipa noastră, nu ezita să ne contactezi. Împreună putem contribui la o experiență a călătoriei mai bună pentru toți locuitorii orașului, transmit reprezentanții STPT.